La biroul electoral se va decide astăzi dacă voturile din sectorul 1 se vor relua. Mai mulți oameni protestează în aceste momente acolo. Rafael Varga, colegul meu, este și el prezent și vine cu mai multe informații. Te ascultăm, Rafael, care este situația acum? Bună ziua, Cristina! Bună dimineața, Cristina! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt aproximativ 70-80 de persoane care pichetează și protestează în fața biroului electoral sector 1. Cer renumărarea, cer o numărare corectă, transparență. Spun totodată ca presa să participe la numărarea acestor voturi, despre care spun ei că au fost fraudate. Spun că adevăratul câștigător nu ar fi Clotilde Armand și vor spun totodată că vor rămâne aici până când vor fi, până când se va da câștig de cauză, până când voturile vor fi renumărate. Încercăm să luăm și noi reacții de la oamenii de aici. Bună dimineața! De ce ați venit în această zi aici? În primul rând, avem câteva nemulțumiri. Faptul că domnul Dan Barna a fost ieri aici de două ori, a făcut presiuni, au influențat, au fost destul de... Cum a influențat? Unde a influențat? În primul rând, au fost de față la numărătoare. Vă rog, vă ascult. Au fost de față la numărătoare, s-au implicat în procesul de numărare, ceea ce nu este în regulă. Am fost de față, iar oamenii... Au fost în birou? Da, am fost în birou. Ce făcea Dan Barna? Noi eram lăsați ca ceilalți să stăm pe lângă sau să ne uităm să verificăm. Oamenii ne instigau, ne dădeau afară, iar restul stăteau înăuntru și vorbeau cu procurorul. Dar dumneavoastră ce calitate aveați acolo? Pur și simplu eu sunt candidat. Candidat. Ok. Cât veți sta aici? De ce ați venit acum aici? Ne dorim transparență, dorim numărarea voturilor. Atât. Și sperăm ca la 12 să primim și acordul pentru acest lucru. Ce veți face dacă totuși nu veți primi câștig de cauză? Noi sperăm să primim și totuși insistăm, pentru că ieri au fost niște lucruri făcute care nu trebuiau. Adică mi se pare anormal să fie oameni instigați, să nu fie lăsați de față, iar restul să aibă acces. Mulțumesc foarte, foarte mult. Doamnelor și domnilor, aici este prezent și primarul sectorului 1, Daniel Tudorache, încă în funcție. Cere și acesta renumărarea voturilor. A făcut încă o solicitare în urmă cu 48 de ore. Sunt așadar peste 80 de persoane și continuă din moment în moment să tot vină oameni care sunt nemulțumiți de rezultatul anunțat până în acest moment de biroul electoral sector 1. Rămâne de văzut dacă la ora 12 se va primi acest accept de renumărare a voturilor. Cert este că oamenii sunt foarte supărați și cer corectitudine, transparență și renumărarea voturilor. Am venit pentru că e normal să cerem renumărarea voturilor. Asta o cer de mai bine de 48 de ore, atunci când am constatat primele nereguli în procesele verbale. Deci una găseam pe procesele verbale ale reprezentantului PSD și altceva era băgat în sistem. Am descoperit mai multe secții unde era o discrepanță reală între numărul de voturi la primar, primar de sector, primar general, și pot să vă spun că ieri s-au renumărat undeva la 9 secții. La 7 dintre ele chiar erau diferențe considerabile. Cei care sunt câștigători în acest moment teoretic cer să nu fie renumărate voturile. Pentru că știu ce s-a întâmplat. Noi nu știam. Noi am descoperit ulterior, după ce s-a terminat procesul de votare. Pentru că în lege spui, domnule, dacă constați o neregulă, trebuie să faci contestația în timpul numărării sau pe timpul existenței biroului de secție de votare, de centru de votare. Noi am descoperit ulterior.